Autoritățile și-au propus ca toată marfa vândută pe tarabele din România să fie fiscalizată. Așa se face că, din primăvară, fermierii vor primi un nou certificat de producător, care va atesta nu doar dreptul acestora de a desfășura activități agricole, ci și segmentul unde se încadrează, cultura mare, zootehnie sau horticultură. Mai exact, reprezentanții Ministerului Agriculturii spun că, de exemplu, cei care sunt certificați ca producători de legume nu vor mai putea să vândă pe tarabe și banane, așa cum se întâmplă în momentul de față. În plus, în funcție de ce vor dori să facă cu recolta înregistrată, fermierii vor primi după caz fie un carnet de comercializare, fie un card electronic. El s-a autentificat ca producător, este un an de zile producător. Când vrea să vândă în piață, el se duce cu 2 săptămâni sau 3 înainte, spune: domnule, vreau să-mi vând marfă. S-a dus, dacă vrea în gro, carnetul de comercializare, dacă vrea să vândă în piață, cardul de acces. Și atunci se estimează pe ceea ce există pe rod. În momentul în care el ajunge în piață, se cântărește marfa și automat se descarcă, introduce cardul, se descarcă automat cantitatea din, pe care o are conținut. În momentul în care a ajuns la limita, de exemplu, o tonă, două, trei, cât a avut el trecut acolo, automat cardul devine fără valabilitate și trebuie să se meargă din nou să-l încarce, dacă mai are surplus sau dacă vrea să mai facă activitatea asta. Până acum, lucrurile par simple. În piețele din Drobeta, Turnu Severin, producătorii autohtoni nu au aflat mare lucru despre cardul pe care Ministerul Agriculturii se pregătește să-l introducă. Au auzit la televizor despre noua găselniță a oficialilor și o resping categoric. Această bătrână, spre exemplu, vinde legume de ani de zile în piață și spune că nu ar ști să-l folosească. V-ați interesat de unde trebuie să obțineți cardul de producător? Nu m-am interesat, dar nu-ți fac treabă. Că e lume bătrână care nu știe să lucre cu de-alea. Eu am 75 de ani, dar n-am pomenit așa ceva. Producătorii nici nu vor să audă de schimbări. Se plâng și așa că a scăzut puterea de cumpărare, iar vânzările sunt foarte slabe. Asta nu este un ajutor sau un beneficiu. Pe ce să trec eu în Carmirodia, Mărarul, Urzicile? Ce să treci acolo ca să vânz? Și dacă se întâmplă de o săcetă, cardul ții degeaba, cu ce vii la piață? Așa sunt făcute de oameni niște amari care sunt cu știință. Când se trezesc, ei dorm în Parlament așa, și când se trezesc, ce visează, vrea să aplice la țăran. Nici cei de la administrația piețelor nu știu să-i lămurească pe oameni, pentru că la Drobeta, Turnu Severin, nu s-au primit noile norme care introduc cardul de producător și casa de marcat. Cum știe toată lumea sau majoritatea populației, din presă, din mass media, am aflat și noi că se va înființa un card de producător care va funcționa paralel cu certificatul de producător și probabil și alte acte pe care atât producătorii cât și comercianții trebuie să le aibă în piețe și oboare unde își desfășoară activitatea, însă deocamdată nu avem nimic pe cadru cu lege ca să putem să trecem la aplicarea ei. Deocamdată noi funcționăm tot pe stil vechi. În prezent, actul normativ se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii. Autoritățile speră ca până în luna martie cardul să ajungă și în buzunarele producătorilor.